Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Invitatul meu este domnul Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean și membru de marcă al USR Prahova. Bine ați venit, domnule Apostol. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Haideți să lămurim, începem furtunos, așa, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ca și prahovean, ați înțeles de ceva din acest război de la distanță între Consiliul Județean și primăria municipiului Ploiești, că parcă ar fi concurente. Așa. Consiliul Județean este des menționat de primarul Ploieștiului. La Consiliul Județean nu prea menționat primarul Ploieștiului, asta trebuie să recunosc, dar ați înțeles până la urmă ce cu acest război al declarațiilor. Bun, am început într-adevăr furtunos. Este o discuție foarte... Dacă vreți, vă întrece mai ușor la început și pe urmă revin cu asta. Cum ziceți? Nu, e în regulă. Deci o să vă spun direct. La Consiliul Județean noi muncim, primăria Ploiești doar din gură. Cam asta e diferența. Aveți și probe sau doar așa e declarativ? Păi, haideți să luăm probă. Câte conferințe de presă s-au făcut de către Consiliul Județean și câte s-au făcut de către primarul Ploieștiului? Foarte simplu, deci probele aici sunt. Primarul câștigă. La capitolul vorbe. Conferințe câștigă de presă. Vorbe goale, dar câștigă sigur. La partea de lucrări efective, așa, cred că acolo nici nu-l vedem pe unde este. Ce să spun, acum l-am văzut, de exemplu, pe primarul Ploieștiului, l-am văzut pe teren, așa cum se spune, fără cască, în șantier, dar l-am văzut. Este bine, este cu gecuță fosforescentă, e în regulă. E prima dată când chiar iese pe teren și e un lucru îmbucurător dacă la sfârșitul mandatului a început să iasă pe teren. Din păcate, și acum a fost un soi de glumă așa, și nu zic că tot mandatul a fost o glumă, pentru că n-aș vrea să ajung acolo, dar din păcate, să spunem așa, primarul Ploieștiului dă dovadă de lipsă de responsabilitate în ceea ce privește Ploieștiul. Un bun manager tace și face. Din păcate, spun și încă o dată mă repet, la primăria Ploieștiului, în special primarul Ploieștiului, întâi dă declarații și mai apoi să vedem dacă se întâmplă ceva. Cam asta e diferența între abordarea Consiliului Județean și conducerii Consiliului Județean și primarul Ploieștiului. Sunteți membru USR, nu mă aștept să-l lăudați pe primarul Volosevici, dar sunt curios să aflu răspunsul. Spuneți-mi, vă rog, de ce nu s-a întâmplat nimic? Ați spus un pic mai devreme că unii tac și fac, alții vorbesc, referindu-mă la primarul Volosevici. De ce la Ploiești nu s-a livrat? Părerea dumneavoastră, personală, evident, și politică. Politic, pentru că primarul Ploieștiului nu a înțeles și nu înțelege în continuare că pentru binele cetățenilor trebuie să discute cu toate părțile, inclusiv cu cei din Consiliul Local, inclusiv cu cei din Consiliul Județean și să nu se considere peste toată lumea. Mi s-a părut că are un ton așa de superioritate, că vrea să pară sus sau... Haideți să întrebăm angajații din primărie dacă are un ton superior sau nu. Am auzit câteva ambulanțe trecând în ultimele zile la primărie, așa că tonul este unul de superioritate și inclusiv în discuțiile avute cu domnul primar. Oarecum noi suntem cei care nu știm ce facem. Dumnealui știe. Din păcate nu se vede nimic din ceea ce știe dumnealui. Și o vedem. Ploieștiul e în criză. În criză de câteva luni bune, da? Ca să nu zic câțiva ani. Consiliul Județean a ales să nu mai ajute direct cu bani Ploieștiul. E o strategie? Sau nu mai aveți nici dumneavoastră? Nu, din ce știu, bugetul Ploieștiului este mai mare decât al Consiliului Județean. Așa a fost declarativ, cel puțin. Declarativ. Din păcate, și spun încă o dată, din păcate, acest buget a fost constituit la Ploiești pe sursele de finanțare externă, da? Iar atragerea acestora e aproape de zero.
De aici și diferența între ce am făcut noi și dintre bugetul Consiliului Județean și bugetul Ploieștiului. Degeaba Ploieștiul are un buget de pe hârtie de 1100 parcă, când realitatea este că de fapt sunt pe la 450-500 de milioane. Adică frumos dăm pe hârtie, dar efectiv să punem lucrurile la punct, se pare că nu știm, sau nu știe mai bine spus primarul Ploieștiului. Un bun manager, v-am spus, întâi își construiește oarecum fondurile și se folosește exact cât are sau o parte din ce are. Nu poți să spui că am suficient să cheltui în primele luni din an și apoi să spui nu mai am bani. Și vă dau exemplu. TCE Ploiești este în criză. Da? Nu sunt plătite restanțe. Termo Ploiești, facturi din aprilie neplătite. Și cred că pot să adun câteva zone bune cu facturi neplătite. Și totuși primarul Ploieștiului spune că primăria nu este în insolvență. Din păcate, cred că e chiar faliment, nu insolvență. Adică primăria la ora aceasta merge doar pe datorii. Bun, le rostogolește până la anul, în prima parte a anului viitor, când probabil se vor plăti o parte din aceste datorii. Numai că asta nu asigură funcționarea așa cum ar trebui. Și vă dau exemple. Termo Ploiești s-a chinuit să ia un credit și este în stare acum să nu-și plătească firmele contractante, tocmai pentru că primăria nu plătește ce are de plătit către Termo. Da? Care ar fi, sunteți de 3 ani vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, ca ploieștean vă întreb, care ar fi fost soluția pentru ca Ploieștiul să nu aibă asemenea probleme pe care le-ați menționat un pic mai devreme? În primul rând, gestionarea bugetului trebuie să fie făcută cu strictețe. Da? Acesta este primul curs de management pentru oricine. Să știi să-ți dozezi bugetul funcție de cât ai și funcție de cheltuielile pe care le ai. În momentul când nu faci asta, înseamnă că nu știi nimic, nu ai nicio parte de management efectiv. Și pot să spun după 3 ani de zile că primarul Ploieștiului este repetent la acest capitol. Nu știe, nu are niciun curs de management, habar nu are de buget. Dar are departamente, adică nu trebuie să fie el. Un primar nu trebuie să fie neapărat el. Trebuie să aibă departamente, cu oameni bine pregătiți, nu? Da. A avut un departament condus de un om foarte bine ancorat în fondurile europene și am văzut ce s-a întâmplat. Deci aici sunt două. Vă referiți la domnul Soare sau la cine? Da. Asta cum vă justificați și vă întreb acest lucru? Sau, mă rog, cum vedeți pierderea, renunțarea de către Ploiești la 85 de milioane de euro din fondurile europene? Adică proiectele nu puteau fi finalizate în termenul prevăzut și a zis primăria Ploiești, a zis renunțăm la acestea. Le refazăm, mama fazărilor. Putem să le fazăm, să le facem absolut orice, fondurile sunt pierdute. Da? Putem să le spunem pompos cum vrem. Le tot fazăm, le tot facem, fondurile acelea sunt pierdute. Îmi pare rău să spun, dar după administrația Dobre, am crezut că vine o administrație Volosevici care o să ducă mai departe anumite proiecte. Din păcate, administrația Volosevici este repetentă la acest capitol. Și este cu, o spun foarte clar, nu știe să atragă și nici nu vrea. Aici este cel mai important aspect. Nu vrea să atragă fonduri europene. De ce? Un bun de ce primar, n-ar vrea? Pentru că este frică de a atrage fonduri europene și pentru că oamenii din echipa de fonduri europene, da, nu sunt pregătiți, nu sunt lăsați să facă treaba așa cum trebuie. Nu sunt pregătiți sau nu sunt lăsați? Cred că este o combinație între amândouă. Și nici nu sunt lăsați, nici nu sunt pregătiți. Și atunci, sincer, eu aș desființa acest departament. Dacă mergem pe cursul de management, da, sau de cum putem să-i spunem, da, în momentul când nu ai rezultate, trebuie să pleci. Ori, după mine, toți cei care au fost implicați în pierderea acestor 80 de milioane, începând de la inspector până la director pe zona de fonduri europene, inclusiv primarul, trebuie să plece. Este clar, ai ratat. Unde să plece primarul?
dacă are un pic de un dram, da, de respect pentru ploieșteni, ar trebui să își dea demisia. Când ratezi 80 de milioane, că sunt 80, că sunt 100, nu contează. Ar trebui să-și dea demisia și să spună: domnule, am fost un incapabil, n-am știut să atrag aceste fonduri europene. Acesta este mesajul direct. Putem să le spunem mai, să le fazăm, să le facem. Ok, vă spun, un oraș mult mai mic decât Ploieștiul, care arată mult mai bine. Târgoviște, da? Acolo s-au atras fonduri europene, Târgoviște, da, a atras fonduri europene pe exercițiul 2014-2020, care a continuat până astăzi, da, cele mai multe fonduri din întreaga regiune. Și atunci Ploieștiul de ce nu a fost? Ploieștiul lăsat de către o administrație Dobre cu o grămadă de proiecte, culmea, și banii necesari pentru cofinanțare. Și am reușit să pierdem și acei bani. Adică să fim realiști, acel credit de unde trebuia să plătească a fost pierdut și el. Că după aceea s-a venit printr-o șmecherie, să spunem așa, și poate să mă dea în judecată domnul primar pe chestia aceasta, a fost o șmecherie prin care a renegociat contractul ca să mai extindă termenul, dar s-a pierdut și acel contract cu banca. Da? Deci incapabil să atragă fonduri europene și să gestioneze un oraș cum este Ploiești. Deci din punctul meu de vedere, acesta este mesajul și acesta este realitatea pe care trebuie să o spunem ploieștenilor. Suntem conduși la acest moment de un primar incapabil să atragă fonduri europene. Bine, apropo de un potențial parteneriat între Consiliul Județean și Primărie, aici sunt mai multe aspecte. Și văd că sunt țara aceasta, puneți cărțile și pe masă și pe față. Spuneți-mi, vă rog, domnul Volosevici spune că a dat Consiliul Județean 15 hectare lângă Spitalul Județean și că n-ați făcut nimic. Pe de altă parte, Consiliul Județean spune: domne, haideți să facem un patinoar, o sală polivalentă și... mai era ceva, patinoar sau și bazin olimpic de nord, extrem de important, da, în parcul municipal. Primarul spune: ba nu, că e ca data trecută, țeapă, nu dați, se atacă la prefectură. Știți că ce mai interesează pe mine foarte tare și eu vă întreb, dacă vreți, și din punct de vedere politic și administrativ. Dar am spus-o tuturor, pe mine mă interesează ploieșteanul și nu numai ploieșteanul, și zona periurbană, fiindcă vorbim aici despre un 300-350.000 de oameni care nu au un bazin de not. Primarul de la Brejoi începe să vrea să facă, a făcut SF-ul, vrea să facă SF-ul, vrea să demareze un bazin, poate Consiliul Județean, ați abandonat aia cu parcul municipal, apropo? Deci știți, e cam abandonată? Da. Nu este abandonată. Așteptăm în continuare să Primăria Ploiești să-și facă treaba până la urmă pentru a face de toate actele necesare să le pună în ordine pentru a putea lua, așa cum după cum a spus prefectura, o parte din acel teren, din acel parc, în administrare, tocmai ca să putem să construim. Da, primarul Volosevici nu are încredere în ce spuneți dumneavoastră că veți face, dumneavoastră Consiliul Județean. Mă scuzați, cine are încredere în domnul primar sau în ce spune? Eu nu am uitat de mult să mai am încredere în vorbele domnului primar. Deci poate să spună domnul primar ce vrea, deocamdată rezultatele spun așa. Și mai pe direct, noi în locația fosta pepinieră, în spatele Spitalului Județean, de unde am primăria, Consiliul Local a aprobat acel teren să treacă în administrarea Consiliului Județean, avem un studiu de fezabilitate făcut, acum lucrăm pentru a construi zona de, să zicem, ansamblu, spital și locuințele medicilor. Deci la noi se lucrează. Sunt curios în ce stadiu este. Deci nu abandonat proiectul ăsta. Nu. Și sunt curios în ce stadiu este spitalul municipal, acela cu Banca Mondială. S-au plătit niște bani acolo și în ce stadiu? Mai știți ceva? Eu nu mai știu nimic de el. Este cam promisiunea aceea de la Radio Erevan. Parcă o facem, dar stați un pic mai târziu un pic. Așa și aici.
nu auzim nimic, ni se spune, domnule, nu faceți dumneavoastră. Noi prezentăm lucrările, le spunem uitați-le, da, știți, nu vă dăm în partea cealaltă că trebuie să demonstrați. Păi noi demonstrăm, prin ceea ce facem, demonstrăm că ne interesează inclusiv Ploieștiul, inclusiv Prahova. Primarul Ploieștiului demonstrează din contră că nu este interesat de ploieștean, nu vrea acel spital să fie realizat, cum nici investițiile în Parcul Vest nu a dorit să le efectueze Consiliul Județean. Culmea, pe un act eliberat de Consiliul Local, da, pe termen definit. Adică nu era că trecem proprietate definitivă. 5 ani și parcă le dați înapoi, ceva genul ăsta. Exact. Deci era doar pe o perioadă definită, fără posibilitatea de a rămâne în administrarea sau în patrimoniu Consiliului Județean, se întorcea frumos în patrimoniul Ploieștiului, municipiului Ploiești. Adică eu chiar nu înțeleg jocurile acestea. Bine, primarul Olesiu a spus că sunt avioane, că niciodată nu le-ați fi făcut. Avioane, să spunem așa, consideră dumnealui, nu aș vrea să, să zic o altă expresie, dar probabil după un anumit o anumită perioadă din zi, cred că începem să vedem așa avioane la primăria. Spuneți-mi, vă rog, Consiliul Județean în acești 3 ani de zile, ce a livrat? Vom ajunge și la transportul interjudețean. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt principalele obiective desfășurate? O să vi le spun. Infrastructura din județ a fost o prioritate de la început și mi-au aminte emisiunile cu dumneavoastră când nu credeați că o să ajungă la partea asta de execuție. Am ajuns și la execuție pe anumite lucrări de infrastructură. Centurile acestea necesare, ocolitoare, Comarnic, Azuga, Bușteni. Avem Mizilu, avem centura Păuleștiului, dacă vorbim de zona aceasta. Neinfrastructură rutieră. Avem un contract de gaze cu execuție, să spunem, aproape 95% pe Valea Slănicului, introdusă conducta de gaz și s-au început deja racordările individuale. Am aprobat acum de curând și proiectul de conectare la magistrala Transgaz, adică să nu așa cum zicea un politician din județ că am băgat o țeavă și așa va rămâne. Aceea a fost, dacă mi-aduc eu aminte, o promisiune neonorată al domnului Cosma acum vreo 10 ani, prin care se dusese o țeavă undeva și doar s-a pozat lângă. Noi chiar am introdus aceste magistrale, să spunem, conducte de gaze și o să facem și conexiunea cu magistrala Transgaz în cel mai scurt timp. Partea de canalizare și apă am adus în Prahova și, dacă nu mă înșel, sunt 10 din 12 licitații deja adjudecate în zona de canalizare și apă prin Hidro Prahova. Da. Acolo sunt vreo 900 de milioane de euro. Acolo, da, mi se pare mie suma. Într-adevăr. Cifra. Da, aproape 1 miliard de euro. Acestea sunt realizările. O altă realizare efectivă este cea despre care spuneați mai devreme. Transportul public județean este o promisiune a, să spunem, vă iese până la urmă așa cum vreți? O să vă dau un premier în această seară. S-au semnat 7 din cele 12 contracte, iar începând cu 1 ianuarie 2024, noi operatori și noile mașini vor fi pe trasee în județul Prahova. Care respectă criteriile, cu toate criteriile. Mai vorbeam noi despre criterii și cu rampe pentru persoane cu dizabilități și mașini care să aibă o anumită vechime. 90% din parcul auto, deși noi am lăsat libertatea să meargă până la 9 ani, 90% din mașinile licitate la acest moment din cele 7 loturi sunt mai noi de 3 ani de zile. Deci s-au înscris, că la un moment dat
Nu, nu, ziceau, sunt câștigători deja. Câștigători, adică da. Au venit și cu mașini. Noi, că se spunea, domnule, investiția e prea mare, schimbați regulile, de ce vreți, că ne era bine. După cum am spus și atunci, le-am tot explicat, da, am solicitat multe, am și oferit multe și transportatorii au înțeles și s-au conformat. 1 ianuarie, așadar, pe 7 din cele 12 grupe, mâine mai semnăm încă două grupe. Și pe 1 ianuarie ce va fi? Va fi totul gata sau se mai prelungește și... Nu. Pe cele 9 grupe, 9 din 12, da, repet, noi operatori vor începe transportul cu noile mașini. De la 1 ianuarie? Da. Și cu celelalte 3 grupe? Celelalte 3 grupe. Una din grupe este la CNSC, este o contestație depusă. CNSC are termen 20 de zile să răspundă la acea solicitare. În funcție de acel răspuns, putem semna contractul sau putem merge pe calea justiției. Deci vom vedea la acel moment. Mai avem încă două loturi, două grupe care nu au fost licitate la începutul, deci în prima parte a licitației, pe unul nu s-a prezentat nimeni, pe celălalt s-a prezentat un operator cu o ofertă neconformă. Le-am scos din nou la licitație și sunt acum în faza de ofertă financiară. Până pe 15 decembrie vom avea și rezultatele la acele... Deci undeva februarie-martie se cam... Noi vrem ca până pe 15 ianuarie și toate loturile să avem câștigătorii și să intrăm în tot județul cu un nou program de transport. Nu pot să nu mă întreb și despre Ploiești. Se agită apele. Ați văzut că domnul primar și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Domnul deputat Polițeanu și-a anunțat candidatura. Spuneți-vă, rog, cum vedeți... Cum vedeți lupta? Fiindcă pare o luptă, vorbeam cu cineva, domnule, de ce să te agiți să devii primar la Ploiești când nu sunt proiecte în desfășurare pe care măcar să le apuci să le implementezi? Fonduri europene nu am accesat la nivel de sute de milioane de euro. Apropo de dezvoltare. Vă spun, un candidat sincer, dacă... Nu știu, niciunul dintre cei doi nu-i văd sincer să spună ploieștenilor adevărul. Un candidat sincer ar veni și ar solicita votul pentru două mandate, nu pentru unul singur. Explicați-vă. Păi vă spun, primul mandat la Ploiești este doar, deci 4 ani de zile sunt necesare unui candidat și unui bun administrator de municipiu să pună lucrurile la punct. Deci acesta este adevărul. Doar să pună lucrurile la punct o să dureze 4 ani de zile. Asta înseamnă buget, să ajungem să nu mai avem datorii, să punem lucrurile la punct, urmând ca dezvoltarea Ploieștiului să prindem oarecum din urmă celelalte municipii din țară să se efectueze în al doilea mandat. Din anul 5. Deci primul mandat spuneți că este efectiv pentru a ajunge la zero. Domnul Enache, Ploieștiul este, n-am spus-o întâmplător, este în criză efectivă, profundă, este în faliment. Trebuie să știe, ploieșteanul trebuie să știe. Ploieștiul merge din datorii în datorii care se tot rostogolesc și au fost rostogolite de către primarul Ploieștiului. Trebuie cumva cel care vine la Ploiești, candidatul sincer și care ar trebui votat de către ploieșteni, este cel care să spună lucrurilor pe nume. Domnilor, acesta este realitatea. Eu vin în primul mandat să stabilizez Ploieștiul din punct de vedere financiar, din punct de vedere al infrastructurii. Ploieștiul este dezastru. Am intrat și eu pe noul bulevard care este un dezastru. Nu e terminat, stați că nu e terminat. Eu am înțeles și nici nu va fi terminat. Vă mai spun, nu va fi în perioada următoare. L-am auzit pe primarul Ploieștiului, cred că la o emisiune la noastră, în care spunea că până la sfârșitul anului va fi terminat. Nu va fi terminat. Pentru că, și vă dau în premieră, programul Angel Salini nu are banii necesari la acest moment să fie terminată această lucrare. Este prin PNDL, da, prin Angel Salini, și nu are banii necesari. Sunt curios de unde se împrumută domnul primar să termine și acest... Deci când va fi terminat? Vă spun sincer, părerea mea? Da. Anul viitor, cam pe timpul acesta. Pe timpul acesta la anul? Da.
Sunteți răutăcios acum? Adică nu, e un atac spun, politic sau e... Nu, eu vă spun pe realitatea. Pe ce vă bazați? Fiindcă spuneți că e făcut pe pene pe Angel Salini, da? Angel Salini, nu există bugetul necesar pentru terminarea bulevardului, tot bulevardul. Și sunt curios de unde o să se mai împrumute de bani, pentru că dacă vrea să-l termine așa cum am spus până la sfârșitul anului, deși mi se pare o minciună sfruntată să declar când tu știi foarte bine că nu-l termin pe tot, să declar că îl termin până la sfârșitul anului, dar în sfârșit ploieșteanul încă mai crede gogomonii de acest gen. Nici o problemă. Vom vedea dacă îl va termina până la sfârșitul anului. Dar eu vă spun că nici măcar nu se pune problema să termin tot bulevardul până la sfârșitul anului. Adică spuneți dumneavoastră, nu e finanțare. Și nu sunt bani pe Angel Salini. Și lucrările au fost oprite nu din cauza vremei, din cauza faptului că, nemai fiind finanțare, bineînțeles, constructorul respectiv a oprit și lucrarea. Este foarte simplu. Adică și țin să precizez, este doar o porțiune ce s-a întâmplat până acum, pentru că cealaltă porțiune este de la statura aia lui Radu Stanian până la poștă. Deci este partea a doua. Nu, eu unul spun foarte sincer și asumat, nu se va termina anul acesta nici măcar partea de bulevard celălalt să se pună stratul normal de uzură. Și spuneți că va fi la anul. Eu spun că la anul, pe timpul acesta, se va termina tot bulevardul. Ați venit să ne dați vești acum. Nu, eu sunt sincer și revenind la ce spuneam mai devreme, vă spuneam un lucru foarte direct. Candidatul care merită votat de către ploieșteni este cel care spune adevărul. În primul an, 4 ani de zile, spune să stabilizeze Ploieștiul. Eu așa aș face. Eu aș spune, domnilor, situația este aceasta. Da? Dacă vreți să credeți minciuni că Ploieștiul este înfloritor și că totul merge strună, nu este așa. Gogoșile acestea umflate în care noi mergem doar din împrumuturi și doar din datorii, TCE-ul li s-a plătit o parte, după care nu li s-a mai plătit următoarele două luni. Termul ținut din aprilie cu facturi neplătite, tocmai în acest fel. Împrumut contractat, garantat de către primărie pentru termo, în condițiile în care tu, primăria, nu plătești termo ca să-și poată da banii înapoi. Niște lucruri doar sunt făcute... Sunt bani, îmi pare că mai e vreo diferență de 9 milioane. Sunt mult mai mulți bani. Deci, din câte știu eu la ora actuală, sunt mult mai mulți bani. Sunt peste 20 de milioane datorie primăriei către termen. În acest context, spuneți dumneavoastră, așadar, un primar care în primul mandat să stabilizeze și pe urmă, de fapt, să dezvolte Ploieștiul. USR poate câștiga, poate să pretindă postul de primar sau e jucată? Când veți lansa candidatul, vă tentează să candidați la Ploiești? După cum vorbiți așa, nu mi s-a părut că sunteți foarte pasionat, dar vă întreb. Nu, eu am spus foarte sincer și eu cred în ceea ce spun. Noi vom oferi cel mai bun candidat pentru Ploiești. Cel mai bun candidat din USR sau din piață? Din piață. Noi vom oferi cel mai bun candidat pentru Ploiești. Vom oferi o persoană care să poată administra și să poată gestiona, care a avut în spate un istoric de a manageria o firmă, care a putut să țină angajați, care a știut să gestioneze un buget. Acestea sunt lucrurile palpabile, lucrurile pe care ploieștenii trebuie să le pună în spatele unui primar. Degeaba venim și spunem că facem administrație la firul ierbii și așa, dacă efectiv în momentul când ești acolo nu știi să gestionezi. Nu știi decât să țipi, să urli, să dai din mâini, să faci conferințe de presă și să te războiești cu toată lumea. Nu așa este un primar. Vă dau un exemplu foarte clar. Un primar care nu a avut consiliu local, un primar de municipiu care nu a avut consiliu local, deci a fost în opoziție totală cu consiliul local,
și care a făcut din acel municipiu în ultimii 3 ani un municipiu de poveste, da? Nu prea este în lumina reflectoarelor, este primarul municipiului Bacău. Da? Viziteu, da? Care a făcut acolo, culmea, având cam aceleași probleme pe care le-a avut Ploieștiul. A găsit un dezastru în sistemul termoenergetic al orașului și a putut să aducă cea mai modernă turbină pentru orașul Bacău. Exact la fel, infrastructură rutieră slabă a creat ceva acolo. Băcăuanii sunt chiar mulțumiți de acel primar. Da? Și atunci, de ce acolo s-a putut, aici nu? Vă spun, singura diferență este că acel primar a negociat absolut orice cu consilierii, cu președintele Consiliului Județean, cu absolut oricine, în interesul locuitorilor din Bacău. Mai mult decât atât, a avut, să spunem, și zona aceasta de deschidere să meargă către București, să încerce să negocieze și la București, să atragă fonduri europene. Asta este diferența între un primar care este interesat de locuitorii din orașul lui și un primar care, cum să spun, nu vreau să mai candida, excludeți să candidați, excludeți varianta sau nu excludeți? Nu, nu, eu am spus doar un singur lucru și nu vreau să dau verdicte. O să organizația USR va propune cel mai bun candidat. Când va propune? Când va fi lansat? Probabil la asta puteți nu, să răspundeți. O să pot să răspund. Probabil în ianuarie veți avea candidatul USR la primăria municipiului Ploiești. Și era implicit la Consiliul Județean sau? Probabil la Consiliul Județean un pic mai târziu, asta înseamnă probabil începutul lui februarie. Vă mulțumesc, domnule Cristian Apostol, pentru participare. A fost o emisiune extrem de cu răspunsuri extrem de tranșante, un ping-pong care mi-a plăcut, că fiindcă astăzi chiar ați fost în formă și ați spus anumitor lucruri pe nume. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!